parcă era frig afară. Norii pe cer alergau, nu știu, era zi cu soare sau norii ploaie cerneau. Totul mi s-a luminat și te-am văzut doar pe tine, tu cum erai altădat. Strada tăcuse deodată, timpul stătea-n cremenit, cât te îndreptai înspre mine, nu știu cum ai răsărit. Și amintirile toate deodată au năvălit. Mereu de-atunci la fereastră mentița o tot aștept, ea vine odată cu fata ce duce soarele-n piept. Oh, bună! Bună, Virgile! Mă duci acasă? Nu pot, am întâlnire cu taică-mă. Babacii mai presus de orice. Când te văd? Mâine. Mâine? Te aștept. Pa! Pa! Hai, Bobeică! Hai, hai, că... Oh, salut, Bobeică! Salut, Virgile! Azi nu l-ai văzut pe taică-mă? Vin, nu l-am văzut, am văzut, am treabă, bine, bine, pot să stau. Să treci, da, Titi! Salut! Stai că vine acum! Bună, Mimi, te salut! Ce faci, Virgile? Ce să fac, te așteptam pe tine. Vin la șase. La șase, da, te aștept. Pa! De ce zâmbești frumoasă? Eu? Da, tu! Mă cunoști de undeva? A, poate vreau eu să te cunosc. Vezi, domne, de treabă, nu te cunosc și nici nu vreau. Lasă-mă în pace, te rog, și vezi de drum. Ne mai vedem noi. Ah, salut. N-ai țigare? E, cum să nu. Ce faci? Îl aștepți pe taică-tu? L-ai văzut în șantier? Nu. Succes! Ți-am spus că o să ne mai vedem, este? Te rog să mă lași în pace. Păi, ce faci în conașele? Cât faci? Păi, 5 franci cine întreabă, 3 cine ia, dar natale nu întrebaș. Asta înseamnă că nu ți-am oferit floarea. Obișnuiesc să-mi cumpăr singură florile care îmi plac. Pa! Amărâtul. N-ai vrea să te conduc acasă? Stau prea departe, tocmai în celălalt capăt al orașului, pe Oltenii. Nu-i nimic, sunt cu mașina. Dar asta e mașina directorului. Da, eu sunt noului șofer. Tocmai mă trimisese să-i aduc ziarele. Îți place? Mm-hmm. Și mie.
Pasiunea dumitale e muzica? Marea mea pasiune ești dumneata. Așa spui la toate? Oh. E, mă rog, în diverse variante. Ești răutăcioasă. Tu nu crezi în dragostea la prima vedere? Ba da, e tot ce m-am visat. Opa, hai că am dat peste etica într-o ghipată. Și ia zi, etica îți dă voie să bei o cafea? Parcă spuneai că ai ceva de luat pentru vașul director. E vreme. Și două coniacuri mici. În ce caz vă rog? Nu am pus aici? Nu joc. Hai, zău, că n-o fi foc. Nu fumez. Ce faci? Nu bei? Te rog și eu ceva. S-a făcut. Să bei numai cafea. Poftim, vă rog. Dacă pierdem, renunț. Dar dacă câștig, dau și coniacul. De acord? Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. 6 lei. Îți mai dau o șansă? Nu ai câștigător? Mai ai unul de tras. Sunt 2000. Sunt oameni cu... Câștigat! Sunt oameni! Câștigat! Cum? Nu te bucuri? Da. Că ești grozavă. Nota! Ia-ne. Mergem la cec. Îi împărțim jumătate. Eu capitanul, tu bafta. Am câștigat. La noi era un zidar, beții. Așa. Avea vreo 3 copii. Și la o chenzină și-a cumpărat o pungă întreagă de lozu. O fetiță era bolnavă. De și-a pierdut toți banii. Ce l-a de atunci nu mai joc. Aș avea sentimentul că le fur banii lor. De-aia. Te rog, la următoarea intersecție să oprești. Ce faci, dai peste oameni? Hai, hai, roiu, că te prinde roșu. Nu ți se pare că ești cam obraznic? Pe, poate vrei să încerci și scuze, domne, slăbește-mă. Ascultă-mi! Bună seara! Cristina! Să rămână, bunicu. Bine veniți. Puiul meu, ce-ai pățit? Ce-ai iudine? Nimic, nimic. Nu nimic, ești lovit rău. Unde te-ai lovit? Examenul îi bate la ușă și le largă după fuste. Pentru cine te-ai mai plăcut? Mi-ai lăsat feciorul în pace. Tot liber profesionistă? Nu, de data asta n-ai nimeritul. Ascultă, băiatul. Fără înțepături nu se poate. Tu nu poți să spui odată o vorbă bună, băiatul Espia. Ai văzut? Ascultă, Virgile. N-ai de gând să termini odată cu Haimana Lucu? Haideți, dragilor, să mâncăm odată. Știi că dacă nu iei examenul, faci armata la trupă. Da, la trupă. Stai puțin, că nu înțeleg.
Cum adică să fac armata la trupă? La trupă. Dar ce, nu se poate interveni ca să se amâne pentru un an, să se pregătească cum trebuie? Dar tu-l cunoști pe colonelul acela. Cum îl cheamă? Vasiliu? Vasiliu, nu discut cu nimeni. Uite, mintea mea refuză să înțeleagă. Nu ai 10 copii, nu-l ai decât pe băiatul ăsta. Și nu vrei să faci nimic pentru el? Am făcut tot ce am putut. I-am luat meditatori și el mi-a pocnit mașina de 4 ore, alergând după liber profesionistele din toate cartierele. Află, tovarășe director, că liber profesionista la care vă referiți este pontatoare. La șantierul pe care Conoare îl conduce. Pe mine, onorabile, nu mă interesează viața ei, ci a ta. Bine, după ce îmi verifici dosarul la personal, o să fac o cerere în scris ca să-mi aprob plimbările cu ea. Virgil, se poate? Poftim, poftim. Mai băgați în cap că-i prezentabil, ca așa și pe dincolo? Și nu-i băiat fain? Poftim, dar nu poți face din măgar armăsar. Păi nu, că trebuie să devină inginer. Și dacă se poate, neapărat inginer constructor ca tine. Și să umble toată viața cu ușa în spinare ca tine. Și să le aștepte nevastă asta cum te aștept eu pe tine. Hai, nu vă mai certați din cauza mea. O să dau examen la ambele facultăți. E bine? Nu e bine. Bună seara. Cristina e acasă? A zis să nu mai căutați. Așa a zis. Mulțumesc. Să rămân. Salut, Virgin! Salut! Mi-ai spus te caut eu să-mi registrez caseta aia, te-am căutat, dar... Iartă, m-am uitat. Ce? Poți să treci mâine? Mâine? Da, da. Sigur mâine. Sigur! Te caut! Bine. Da, da, pa! Bună, fetelor! Bună, Virgin! Cristina, spune măcar cu ce ți-am greșit. Cu nimic. Cum rămâne? Mergem. Unde? La ștrand. Păi merg și eu. Idica! Idica! Vrei să nu te prăjești prea tare. Trece aici. Bunica are o vorbă. Voi să satură cu fân și oamenii cu zile frumoase. Auzi? De ce nu mi-ai spus că ești băiatul directorului? Dar tu de ce nu mi-ai spus că nu-ți plac garoafele? Ca să nu te refuz. Virgil. Dar mi-a stâmpărat timp odată jocul cu mingea. Este interzis pe plajă. Mitică! Știi? Acum mi-ar place să fim singuri. Cristina, ție îți plac trandafirii. Și trandafirul se oferă altfel decât garoafa. Mai că mi-a vrea la teatru, dai că mi-a la construcții, eu ce să fac? Ce să faci? Dă-i și tu la amândouă și la tatu și la construcții. Dar se împac pe amândoi. Am să-ți impun un strâng și pe amândoi. Unul pentru teatru și unul pentru construcții. Uite așa! Bucur alb și roz și pur. Te mai văd? Repeți, mama? Dar foarte greu Bacovia asta. Dar tu să n-ai nicio grijă, puișor. Nu se poate să nu te apunite cu fizicul tău. E fără zahăr? E, da, sigur, așa cum e cerut. Madame Zoina! Da! Mai repede, poftim!
Nu vrei să intri în locul meu? Sunt a 13-a, mi-e frică. Ah. Te cheamă Adam Doina? Nu. Alexiu Virgil. Colega mea tocmai i s-a rupt tocul de la pantof. Așa că am intrat eu. Da. Veți asculta o bucată muzicală. În funcție de ceea ce vă sugerează melodia, veți improviza o pantomimă. Da. Pot să îmi scot haina? Da, da. Mulțumim, o poezie. Cum a fost? I-am înnebunit. Hai, gata, am picat. Te uiți atât. Asta e, hai, las. Și acum te ia în armată. Da. Mai bine ai fi căzut la proba eliminatorie. Dă-te la construcții. La proba eliminatorie am fost sincer. Vechii greci spuneau că, la început, bărbatul și femeia formau o singură sferă. Dar că zeii, temându-se că o asemenea perfecțiune a formei ar putea să le ia locul, au despicat toate sferele în două și le-au aruncat pe pământ. Și de atunci, fiecare jumătate își caută cealaltă jumătate. Eu te-am găsit. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că aș putea fi primul în viața ta. Știi că dacă se întâmplă ceva, cunosc un doctor. Și sunt fair play, pot face și rost de bani.
Ce bani? Bani? Sau ți-ar surâde să fii nora directorului? Ce vrei să spui? Cristina, orice fată... Nu? Pleacă! Cristina... Pleacă! Ți-ai pierdut vremea, asta e. Dacă nu era aia, n-ai fi căzut. N-are nicio legătură. Ascultă, Virgile, ești băiat mare. Și am avut aventuri la vârsta ta, dar cartea a fost carte. Mă cunoști. Știi cât îți vreau binele. O să uiți. Toate se uită. Asta mă privește. Punct. Ascultă, până când trebuie să te dădăcesc? Să mă dădăcești? Chiar așa, până când trebuie să mă dădăcești? Povică, salut! Ne-ai văzut-o pe Cristina? Știi cum ai venit-o de unde corporare? Da, și mie. Bine, bine! Bună, Mimi, Cristina nu vine? Nu mai lucrează la noi. Da unde? Nu știu. Barna. Barna și mai cum? Cristina. Cristina. Așa. Cristina. Cristina. Desfăcut contractul de muncă prin demisie. Mm-hmm. Și nu știți unde aș putea o găsi? Vreau să-ți cumpăr ceva cu banii câștigați la Lozăpric. Dar fiecare face ce vrea cu norocul. Scrie că să vă dau banii ăștia. Ați fost o gazdă foarte bună. A zis că mai trece pe aici. Așa a zis. Ai tu grijă. Vezi, da. O mai chem pe mamă, mai stă cu voi, te mai ajută acum să-ți fie greu. Bine, mi-e. Ai grijă de cătine, da? Pățaia? Păiul meu, și dacă simți cumva că faci febră, cer neapărat să te vadă un medic, înțelegi? Și să te internezi la infirmerie. Nu o să fie nevoie, Dan. Hai, lasă, dumneata. Ce maniere. Și... vezi cum te aranjezi. Vreau să-mi telefonez neapărat. Cum te-ai instalat? Înțelegi? Și... încă ceva. Interesează-te neapărat cum îl cheamă pe comandant. Cine știe, poate că reușesc totuși să fac ceva. Când termin banii, îmi telegrafiez să-ți expediezi alții la post restant. Ferește-te de eforturi să nu te obosești. În timpul liber nu uita să mai exersezi, că poate, cine știe, dai iar examen la actorie. Când faci baia, ai grijă ca la ieșire să te îmbraci gros, să nu răcești. Vezi, mamă, că ți-am pus în valiză o mapă cu plicuri și tot ce-ți trebuie. Virgil! Virgil, ce faci? Virgil! Virgil! Dragă, Raimond, stai de la o parte!
Hai, pleacă bine. Dă-i pus să pun și pe urechi, soldat. Acolo. Ce te uiți așa? N-ai mai văzut duș? Ăștia-s buni. De ce ăsta e numărul? 42. Da, următorul. Următor, vă rog. Da, am și bonetă și centură, tot. În ordine. Mulțumesc. Următorul. Următorul, vă rog. Hai, ostaș, mai repede, grăbiți echiparea. Auzi, Torșu, fii amabil. Uite, domne, boneta asta e... Da. Ai mic capul mare. Ai... Te-am simțit-o de la baie că ești cam căpos. Bă, și bocancii sunt mari! Uite, dar pretențios mai ești. Boneta mică, bocancii mari. Dar ce crezi, că aici ești la casă de modă? Ia uite-l, mă! Stai, mă, aici! Și unde spuneai că lucrează părinții? Muncitori, la Iase. Să rămână. Da, deci cu Alexandru eu am vorbit, da. Bun. Soldat Alexiu Virgil. Soldat Alexiu Virgil. Virgile! Vino încoa! El e? Da, e. Yeah. Hai mai repede, mișcă, hai! Da, mă, că vin, po. Oh. Pas alergător! E. Yeah. Vă salut. Cu ce vă pot fi de folos? Ascultă, soldat. Chiar dacă nu e suficient de aranjat, trebuie să știi că de cum ai trecut pragul unității, ești soldat. Asta e una. Doi. Când ești chemat de un superior, vii în fuga cea mai mare, te oprești în fața lui, iei poziția de drept și spui: să trăiți tovarășul Gradu. Spui Gradu, numele, și aștepți ordine. Ai înțeles? Da, tovarășul Gradu. În armată nu se spune da, ci am înțeles. Priceput? Priceput, tovarășul Gradu. Păi ce vorbim noi? Am înțeles! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Păi ăștia te-a dat, măi, Costică? Da. Parcă-s niște babe care vin de la biserică, mă. Ai văzut-o, mă? Oh! Ascultă-mă, ăsta, și unde-ți umblămintea? Înainte, toarce caporal. Înainte. 1, 2, 3, 4, 1, 2. În formație nu se vorbește, ostaș. 1, 2, 3, 4, 1. Dacă venim cu astea, îmi iau câmpii. Stași, mă! 1, păi ce mai convine să legi unul ca asta vârșit în orice așa? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Capul sus, piept înainte! Ce faci, nu dormi? Nu cred că o să mă pot acomoda cu viața asta. Am... Mai am un an. Un an, 3 luni și 28 de zile. Nu rezist atâta. Ascultă. Tu m-ai întrebat odată de fata aia de la pontaj, Cristina. A fost ceva între voi? Ascultă la mine. O să vină tovarășul locotenent. Când comand poziția drepți, trageți piciorul stâng lângă dreptul, dar electric, să iasă scântei. Ați înțeles? Și pieptul înainte, așa cum v-am mai... Lasă-i, cine, lasă-i. Vă rog să luați repaus. Cum te numești? Antonion. Bobeica. Bobeica Alexandru. Am reținut bine. Da. Profesia. Mecanic. Mai scurt. Mecanic! Putecist? Membru de partid.
Dumneata? Bucurion. Ce profesie ai? Tractorist. Ești căsătorit? Aproape. Logodit? Așa se spune. Și eu sunt de bani. Ești membru de partid? Putecist. Putecist. Mm-hmm. Dumneata? Semen Maria. De unde ești? Dragomirești. Și ce profesie ai? Ajustor. Mai cu viață. Ajustor. Să trăiți așa, bibliotecară, permite să raportez. V-am adus fularul. Mulțumesc. N-ai fișe la mine? N-am avut plăcerea. Da, îți place să citești? Te cred. Atunci îți fac o fișă. Vă rog. Carnetul de serviciu, vă rog. Ascult întotdeauna melodia preferată. Îți place muzica? Da. Ai început să te adaptezi, nu? Ca un naufragiat în mijlocul oceanului. Numele, nu înțeleg. Alexiu. Virgil. Semnează? Dar ție cum îți zice? Știu? Ție, cum îți zice? Se pare că încă nu te-am îmblânzit, Cingu. Na, eu aș prefera să mă îmblânzești tu. Bucureștean? Fost viitor actor, se pare constructor de viitor, până una alta, băiatul tati. Ce faci în orele libere? În orele libere? În orele libere, sunt radioamator. Și se spunea că nu se mai bate în armată. Atențiune! La posturi! La locomanda. Ascultă, soldat Alexiu. Nu-ți dai seama că în ritmul ăsta se încheie pacea până când pornești dumneata tancul? Hă? Atențiune! La posturi! Atențiune! Atențiune! Foarte bine, toți afară de soldatul Alexiu. Ceilalți stați deoparte. O să execute numai soldatul Alexiu, Virgil. Atenție! 10 minute repaus! Drepți! Spre dreapta, în repaus, rupeți rândurile. Marș! Dă-mi și mie un foc. Ce-i asta? Păi batistă, ce să fie? Ascultă, soldat. Tu crezi că eu schior și nu văzui că e batistă? Asta e batistă de soldat? Hm? De unde ai luat moda asta? Ia zi, de unde? Hă? Ce aici ne îmbrăcăm care cum vrem? Păi suntem în armată sau unde suntem? În armată, soldații trebuie să fie toți la fel. La ținută, la cadență, la mișcări. Înțeles? Am înțeles. Eu nu mai suport, mă. Nu te văd bine. O să vedem noi. De ce nu execuți programul de somn? Păi și somn nu e program. Mm-hmm. Nu știai că în armată ostașul nu doarme? În armată ostașul execută programul de somn. De ce nu execuți programul de somn? Ce asta? O scrisoare. Este o problemă strict personală, nu-ți permis! Cumpără-te! Cu bibliotecara. Dacă vrei, nu ți-l pui în cap pe caporal. Caporal Cimbru. De ce nu doar?
Să treci doar și locotenent, permite să raportez. Am fost să beau apă. Cu dumneata am greșit, cimbrule. Nu trebuia să te trimit la școala de gradați. Dar ce-am făcut, tovarășe locotenent? Ce-am făcut? La adunarea de partid de azi s-a discutat despre niște batist. Ești la curent, cimbrule? Permiteți să raportez. Sunt la curent. Dar știți, în armată trebuie să fie toți ca unul și unul ca toți, nu? O să vorbim mai pendele de altă dată. Nu știți te poți cu oamenii, cimbrule. Mulți n-au cunoscut ordine, regulamente, program. Păi asta le ceru și eu, tovarăși locotene. Ei da, dar ei sunt la început, ori dumneata... Cei cu hârtia aia, cei? Permite să raportez. Soldatul Alexiu Virgil, l-am surprins, scria în spălător. Nu respectă programul de somn. Am să stau de vorbă cu el. Ești liber. Să trăiți. Execută programul de somn. Am înțeles. Execut programul de somn. Mâine te scot la raport. Ascultă, tovărășele. Cum zici? Pajul următor la bazin. Executarea. Toți căpărat. Auzi, Bobica. Mulțumesc. Bobica, stai un pic. Ordonați. În legătură cu... Să știți că asta e părerea mea. Eu mi-am spus-o deschis în ședință și mi-o păstrez. Bem o cafea? Bine. Bem o cafea. Dar știi bine că n-am nimic cu Alexiu, nu? Două cafele și două cico, vă rog. Suntem aici ca să facem armată, nu? Care e adevărată autocritică? Asta? Permite, te rog. Sau cea din ședința UTC? Voi chiar credeți că eu mă leg de Alexiu fără niciun motiv? Lupul care face rău la stână are curajul să se întoarcă și a doua oară. Mulțumesc pentru critica făcută. N-ai de nici. Și altă dată? Cu plăcere? E, nu cu plăcere, dar dacă trebuie. Cu ce ocazie? M-a trimis doar și locotenent. Caut... Soldatul nostru nu mai vine decât trimis la ordin. E, foarte bine. Pentru ce? Fac un montaj literar-muzical. Tu? Eu am cerut. Auzi? Mai ai frați? Permite să raportez singur la părinți. Tata inginer, constructor, director, ocupat cu șantierele, mama profesoară, ocupată cu elevii, iar băiatul lor aterizat aici să-i supăr pe cimbru Z. Ștefan și pe bibliotecar. Nu poți fi serios? Hai să lăsăm seriozitatea pentru bătrâneți.
Ce coincidență! Oricum, pentru mine este foarte plăcută. Iar mă privești așa? Eu? Cum? Așa, ca atunci. Ai niște ochi foarte frumoși. Tuturor fetelor le spui așa, da? O, mă jignești. Încercați-vă norocul? Încercăm. Încercați-vă norocul? Nu. Nu pentru că aș avea sentimentul că iau niște bani care nu mi-aparțin. Ești grozav. Încercați-vă norocul? Da. Câștigător? Ne. Păi, cu altă ocazie, să aveți mai mult noroc. Mulțumesc. Trăiți! Trăiți, Stăv Capara! Hm? Ah, trăiți, Bobeica. Ascultă, ostaș. Ce tot cauți tu la bibliotecară? Permite să raportez, toarce caporal, nu mă duc la bibliotecară, mă duc la bibliotecă. Uh-huh. Lucrez la un montaj literar muzical. Uh-huh. Și la cofetărie tot la montajul ăsta lucrați? Hm? Nu, nu. Te sfătuiesc, ascultă înțelepciunea mea. Te așteaptă ceașca plină? Ridic o deci și bea. Căci toate trec și toate se duc spre nicăieri. Cum toți bătrânii aceștia erau copii mai ieri. Îți place? Cred că poetul ăsta al tău, când a scris versul, că am oftat după... După ce? Vârsta dragostei. Cât aveți ceasul? Fără un sfert, e târziu. Da? Trebuie să plec. Da? Bine. Pa. Stai! Faceți greșel, tovarășul soldat. La trecerea sub apă nu se schimbă viteza. Unde-ți umblă mintea? O să raportez, tovarășul locotenent, să rămâi duminică în cazarmă. Mai pui mâna pe regulile de conducere. Dar eu conduc mașina, toarce caporal. Volanul e una și levierele salta. Am să te fac eu să visezi și noaptea regulamentul. La stânga prejur. Foarte bine. Stânga prejur. Liber. Ți-a făcut o cimbru.
Îmi da bobeică! Onați! De fuga până la cancelare și adu-mi TC-71. Sărăs! Atențiune! Echipaj! La posturi! La loc, comanda! Ascultă, soldat, Alexiu. Ordați. Tu vrei să scoți sufletul echipajului pentru că matale te crezi pe bulevard? Dar ați văzut că n-am vrut-o așa, caporal. Da? E bine. Bine. O să facem numai cu matale. Până când o să vrei. La fel ca toți. Ceilalți stați deoparte. Și... să asistăm la spectacolul dat de... tovarășul... artist. Nu? Ești gata? Drepți! La posturi! Ia pornește motorul. Orice caporal, sunt soldat Alexiu Virgil. Permite să raportez. Ai vrut să mă mori? Am vrut să vă demonstrez că m-ați instruit perfect, așa cum ați dorit. Pentru că vai de profesorul care nu este depășit de elev. Cum ai spus? Adică vai de profesorul care nu este depășit de elev. Să vriți. Plecând la un curs, n-am să fiu prezent la trecerea voastră în rezervă. V-am adunat să vă mulțumesc că m-ați ajutat ca împreună să instruim cu rezultate bune și foarte bune militari. Tovarășul locotenent, dacă uneori v-am supărat, vă rugăm să ne iertați. Nu-i nimic, cimbrule. E bine să nu uităm că trebuie să respectăm ca să fim respectați. Vă doresc succes! În viață, în muncă, numai bine. Virgil! Bună, ți-am adus cărțile. Cauți ceva deosebit în clasici greci? Mi-a spus cineva odată o legendă despre dragoste. De atunci o tot caut. Ți-e atât de mult la ea? La ea, da. Țin foarte mult. De legendă vorbesc. Nu mi-a ieșit nimic la Pana Express. N-am noroc. Ce-ai căzut așa pe gânduri? De seară plec. Știu. Sperăm să rămâi aici ca instructor. Sau... te-ai încercat? Nu. Am venit să-ți aduc cărțile. Și să mi-au rămas bun. Elena, trebuie să plec. Să trăiți. Vă salut.
Să trăiți, Arșu Caporal! Doamnați-mi să mă petreceți! Mă petrecem, dar numai o bucată de drum. Hai că am gluvit acum. Topa noastră, Arșu Caporal! Acum că ați terminat cu ciclul 1, se cheamă că sunteți tanchiști adevărați, nu? Tanchiști. Eu gata, am terminat. Și cu ciclul 2 și cu armata. Acum sunt simplu Cimbru Z Ștefan. Acasă, da, gata. Da. Doi trece vreodată pe la mine prin sat. Mi-ar pare bine să ne întâlnim. Dar unde stați? De unde sunteți? Cum unde? În Izvorani. Plecați în permisie, bravo. Dar am auzit că te-ai pus cu burta pe carte. Eu? S-a pus cu burta, l-am auzit. Și la ce facultate dai examen? La electronic. Păi, parcă vrei să te faci artist, nu? Nu, acum i-a venit minte la cap. De altfel, da, știți? Nici nu era hotărât. Așa, bibliotecară, mă! A locuit la dumneavoastră o fată, Cristina. Da. Și ce doriți? Știți cumva unde lucrează? De cine sunteți dumneavoastră, dacă nu vă supărați? Un prieten foarte bun. Virgil Alexiu. Alexiu. Bată-mă, norocul să mă bată! Cel cu banii! Dar știți că v-a schimbat? Erați mai copilandru. Mă iertați că vă zic, dar așa erați. Și acum, dumneavoastră îi tot scrieți. Da, eu. Să știți că i-am dat toate scrisorile. Da, da, poftiți, intrați. Nu, eu vreau numai să știu dacă știți cumva unde lucrează. Știu, undeva la avioane. E mereu plecată. Era să nu te mai cunosc. Ce faci, bunic? E singura? Ca de obicei. Taică tu cu șantierul, mai vădat cu școala, eu cu bătrânețea. Ori, ai venit de tot? Nu, bunicu, am o învoire de două zile, atât. Așa vă să zic. Acolo aveți papuci? Avem, bunicu. Îi grea armata, dragul meu. Nu e grea, bunico. Ba, e grea, dragul meu. E grea. De ce ai trimis carte așa de rar? Bunico, știi că eu cu scrisul mai rar așa. Da, uite că am venit acasă. Bine că ai venit să mai mănânci și tu. Că acolo, poate n-ați avut de unele, de altele. Am avut, bunico, am avut. Aolo, vai de mine! Vai de păcatele mele, ce faci aici? Nu-i cost nostru. Lasă, bunică, lasă că nu mă mai dezvăcă. Nu trebuie, mă gândesc la zătare, lasă, bunică. Să nu te înțepi. Gata. Tot acolo țineți banii, bunică? Tot, dragule, dar de ce? Aș avea nevoie de ceva bani. Da, ce-ai vrea să mănânci, a? Deocamdată nimic, bunico, pentru că mă grăbesc foarte tare. Am o treabă în oraș și mă... Ia, te nici nu vreau să aud. Bunicuță. Bunicuță, mă iubești? Mă iubești? Da? Dacă mă iubești, ajută-mă să plec. Să plec cât mai repede, ca să mă întorc cât mai repede, da? Da? Aveți un bilet pentru Suceava? Alături la ghișeul 3, vă rog. Nu vă spărați, lucrați la noastră o fată, Barna Cristina? Nu, vă rog un bilet pentru Cluj, dacă sunteți amabilă. Poate la aeroport, vă rog. Nu cunoaștem și nu dăm relații, interesați-vă acolo. Am un cățel, îmi dați și pentru el un bilet? Lăsați-l acasă. Poate la stewardese, nu știți. Dar de ce nu mă înțelegeți? V-am spus că nu dăm relații. Dar cu cățelul cum rămâne? Cine mai dorește un bilet pentru Oradea, că pleacă mașina? Are
Intră! Bună ziua! Bună! Mulțumesc! Să trăiți! Iertați-mă, lucrează la noastră o fată, Barna Cristina. Da. Știți cumva unde o pot găsi? Într-o ședință. Aolo, durează mult? Nu știu, dar după terminarea ședinței pleacă în curs imediat. Nu știți cumva unde? Unde? Da. Un moment să ne uităm pe plan. Barna exact. Cristina, da. Echipajul Lăzăranu la 11:30, cursa Sibiu. Alo, da? Un moment. Știți cumva când se întoarce? De la decolare după aeroportul nostru, cam 2 ore și jumătate. Mulțumesc, să trăiți. Sănătate. Mulțumesc. Alo, da? Spune. Alăcire, pasagerii care nu au văzut în Sibiu, sunt invitați la cel numărul 4. Mulțumesc. Un bilet pentru Sibiu, vă rog, dacă se poate dus întors. Pentru când? Pentru azi. La cursa de 12:30, vă rog. Pentru ducere vă pot da, pentru întoarcere nu. Nu se poate, nu se poate. Domnișoară, trebuie să fiu neapărat înapoi astăzi după amiază. Vă rog, poate puteți face ceva. Vă rog foarte mult. Vă dau mai pentru ducere. Pentru întoarcere găsiți câte doriți la SIU. Stimați pasageri, comandantul avionului Paul Lăzăranu și întregul său echipaj vă urează bun venit la bordul aeronavei. Vom zbura la o altitudine de 4500 de metri cu o viteză de 450 de km pe oră. Călătoria va dura circa 60 de minute. Vă rugăm să vă legați centurile de siguranță. Mulțumesc pentru atenție! Iartă-mă, te rog. Te rog să mă ierți. Cristina, te rog să mă ierți. Nu pentru acum, pentru atunci. Vechii greci spuneau că, la început, bărbatul și femeia formau o singură sferă. Dacă zei, temându-se că o asemenea perfecțiune a formei ar putea să le ia locul, au despicat toate sferele în două și le-au aruncat pe pământ. Te-ai schimbat. E greu? Ușor nu e. De ce nu mi-ai răspuns la scrisori? De ce mergi la Sibiu? Voiam să te însoțesc, dus întors. Aș vrea tare mult să stăm de vorbă, pendelete. Ce să mai vorbim? Când te pot vedea? Așteaptă-mă la întoarcerea în București, în holul aerogat. Cristina, spune-mi, te rog, între tine și ăsta, Lăzăreanu, e ceva? Se poartă foarte frumos cu mine. Poate mă iubește. Și tu? Vorbim la întoarcere.
Crede-mă, Paul, că n-ai dreptate. De ce, drag? Așa, pur și simplu pentru că greșești. Mă rog. Aici o să facem ciclu 2, aici o să-și terminăm. Da, ce părere ai? E o unitate frumoasă, nu? Dă tu mai minge acolo. Atenție. Să trăiți, sergent. Pe lume, Faust. Vă bucur că vă văd. Mergem? Mai dați-mi 10 minute și după aia stăm de vorbă. Voi mișcați? Da, nu, nu. Hai, nu, că nu suntem pe foaia de arbitraj. Hai că vine imediat. Cheie fixă 19-22. Dispozitiv de întișenila. Tecalenit. Dar unde o fi tecalenit? Nu la alimentar. 30-32 tubulară. 30-32 tubulară. 4 secțiuni de antenă. Dar nu este că două. Și cu două care se face răzul, fac 4. E universală. Două legume. Hai mă, că nu-i greu ca încărcător. Tubulară 10-2. Dar trebuie să vii spirt. Asta e spirt. Și degeaba ești tu spirt dacă ăsta nu ține blindatul pe direcție. Da, cu asta nu ai treabă dacă e nată de lui. Spun eu. Fii atent. Între echipaj toți trebuie să acționeze unit. Și perfect, ca roțile unui ceas. Toți depind de unul și unul depinde de toți. Dacă unul greșește, a compromis întreaga acțiune a tuturor. Da. Virgile, lasă muștele, vezi de varză, mă. Auzi? Mă, Virgile, tu ai vrea să muncească altul pentru tine? Ce ai vrea să fac? Să spui pe dinții avatunului, aia să faci. Dacă nu știi, vină-mi coacă, te învăț eu. Auzi, mă, mai frați? Să-i întrezi pe ei, pe tactul, pe... Ia uite-mă! Tu așa e, fruntaș. Te rog să vorbești convincios și disciplinat. Și să te încadrezi în munca, ai înțeles? Reps! Fă-ți datoria, așa cum ne facem cu toții. Înțeles, tu alți caporal. Eu atâta spun. Ai fi avântul pe ale tale, noi pe ale noastre, dar armata nu vrei să le copii. Te rog să ți bine în cap asta. Bă! Ești chiar, nu vezi pe unde calci? Hai, închide gura că faci curent. Ascultă! Cine ești tu să spăl după tine? Dacă îți dau o palmă de las fără curent o jumătate de oră. Ce faci? Fruntaș Alexiu! Fruntaș Alexiu! Urdați! Fruntaș urcă! Adu crepa! Toate eu! Fruntaș Alexiu! Urdați! Treți! Pune mâna și execută curățenie! E? Executarea! Încă un prieten ca tine și nu mai am nevoie de dușman. Să trăiți! Bine la instrucție, bine la conducere, dar te integrezi greu în viața colectivului. Armata are regulile ei. Știu tu așa vedere. Se cere ordine, disciplină, ia exemplu de la Bobeic. Eu, da, Bobeică și ceilalți, nu mă înțeleg tu aș loc. Păi cum o să te înțeleagă dacă tragi chiulul? Îi mai privești de sus. Nu le respecti munca,
Ce să faci locul tău? O să ajung să mă bat cu tot echipajul. Să ajung să te înțelegi cu tot echipajul. Voi constitui o unitate de luptă. Păi da, dacă tu ești caporal Bobeică și o perfectă dreptate, ce vrei să lucrezi alții pentru lumea ta? Trebuie să înțelegi odată pentru totdeauna că într-un echipaj de tank fiecare depinde de celălalt. S-a înțeles? Am înțeles. Pe lucru, repaus. Ai înțeles? Am înțeles. Să treci. Alarmă, compania doua deșteptare, alarmă! Miroase aplicație. N-aș vrea ca echipajul să primească calificativ slab din cauza ta. Dacă nu ți-ai ieșit gărgăunii din cap, eu te scot din nou la raport. Nota întregului echipaj depinde de fiecare. În cazul nostru, noi toți depindem de tine. Până acum ați acționat bine. V-ați încadrat în barem. Vom primi o misiune de luptă. Vă cer disciplină, executarea în tocmai a ordinelor. Și grijă de mașini. Are cineva vreo întrebare? Tovarășul locotenent, sunt caporalul Bobeică, comandantul tancului Lepădea 22. Permite să raportez. Echipajul nostru și-a luat angajamentul ca în această misiune să obține calificativul foarte bine. Vă urez succes. La posturi! Porniți motoarele! Aici Lebeda 22, am executat 12 recepții. Virgine! Da, asta e Cristina, mă, nu? Am așteptat și azi scrisoare de la tine. Dar ca în fiecare zi am așteptat zadarnic. De ce doi oameni care se găsesc atât de greu se pot despărți atât de ușor? Alexiule, distanța! Cât e? Raportez 21 sfert. Poate facem și noi vreo haltă. E, ar fi grozav, că goarna n-a sunat în gustare. Dumitrașcule, lasă-i pe ea, vezi de treaba ta acolo. E. Ce bine aici, mă. Ăsta nici n-a început lupta și s-a și rănit. Ce ai pățit? Ai. E, o zgârietură. Păi, vezi că ți-a căzut ceva. Iată. Am uitat să te dau, iartă-mă. Mă, ce caută la tine? Când a venit? Când a venit? Ieri cu corespondența, am uitat să-ți o dau. Când? Ieri? Da, mă, nu știu unde erai. Ai venit să ne explicăm și ai dispărut. Ți-am telefonat acasă, dar plecase. O discuție între noi ar lămuri totul, apropiindu-ne sau îndepărtându-ne pentru totdeauna. Vineri, când voi fi liberă, vin și te caut la noua unitate. Aceeași, Cristina. Vineri. Ce zi azi? Joi. Joi, deci mâine e vineri. Mă, dacă mi-o dădeai ieri, ieșeam la raport. De ce să ieși la raport? O problemă personală, dar din cauza ta.
Eu astăzi sunt acum aici. Înțelegi? Uitat, sunt aici. Am uitat, din cauza ta. A uitat, mă, a uitat. A uitat, nu vrei să înțelegi? Ce vrei să-i tai capul acum? Virgile, ori ieri, ori azi, nu-i tot un drac? Mă, eu de când am venit în armată aștept scrisoarea asta. Mă înțelegi? Și acum când am primit-o, eu sunt în aplicație. Înțelegi? Defecțiune la șenile. Răspundeți! Am înțeles! Jos, băieți! Virgile! Ordonați! Asta e, șenila, ai avut dreptate. Trebuie să ajungem. Hai că trebuie să ajungem. Capul jos. Hai. Așa, stai aici. Ia, pune-l aici. Trebuie slăbit. Hai, jurcă. Hai, jurcă, lasă acolo, vino! Scule-le, scule-le, repede! Scule-le! Hai că ajungem. Pune mâna, pune mâna. Aduce-le vierul. Să vin și dai mâna apoi. Sus, Virgile, hai! Ce mai faceți voi plecăi, mă? Ce-aș caporal, în misiune! Mă duc să aduc o tupă. A, și noi, continuăm, că e bine să nu uiți. Hai, băieți, hai, strângă-ți, mă rog că ne-am întâlnit. Auzi, bubică, cum e acum ce plecăi, a? Mai avem probleme. A, soldați adevărați, mă. Și ce mai e nou pe la unitate? De unde stați, mă, nu mai ține de vorbă, măi, păturile, că sunt în misiune. Ce știi tu? Alexiule, ce mai faci? De la poșta de aici se poate da o telegramă? Ce zici? O telegramă se poate da! O tot de viteză înainte! Peștea eu i-am iscuit! Da, uite-i! De unde era scrisoarea aia? Ți-a scris măicuța ori? Mărește viteza! Mărește viteza! Mărește viteza! Mărește viteza! Leva la 21! Aici leva la 22! Raportez, am ajuns coloana! Bine, intrați în formație. Păi ce faceți? Vă luați angajamentul că ieșiți primiți când încolo vă lăsați papucii pe drum și veniți ultimii. O să intrăm în poligon. Acum o să aveți ultimul cuvânt de spus. Toți patru. Sunt foarte curios să-l aflu. Repeta 22. Gata! După tragere plecăm acasă? Ce face? Ne dă permisie? La cazarmă, măi, tovarăși, la cazarmă! Că aia e casa noastră cât timp purtăm uniformă. Aici repeta 21. Înainte! Toa viteza înainte! Fuck!
42. Terminat. Mă fric, palmele. Am tras ceva, nu glumă. La mine adunarea! Veți! Felicitările BD-22, care a lovit cu precizie toate țintele din prima lovitură. Bravo, băieți! Bravo! Bine, mă! Felicitări, locotenent de noi. Artistule! Bravo! Ești mare, mă, Virgile! Gata, băieți, acasă, la unitate! Haide, mă, lasă, nu mai fi trist! La postul! Mă, terminați, mă, ce aveți, mă? Unde? De așa. Ajungem acasă! Ajungem acasă! Cristina! Ce te-a bucat? Ești nebun? E Cristina! 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 Era Cristina! Cristina era! Era Cristina! Era Cristina! Cristina era! Mă, tu ai nebunit ce-a? Era Cristina! Cristina era! Să trăiesc la șeputonia, să frutașul Virgil Alexiu, compania a doua. Permite să raportez, m-a căutat cineva? Astăzi, acum de curând. Mai adineauri, o fată a așteptat toată ziua. A plecat, pierdea ultimul tren. Să trăiți! Pentru întrecea o fetiță, cine era tabana? Dar știu că avea o bentiță, din roșu ca de mărgean. Dar știu că avea o bentiță, din roșu ca de mărgean. În clipa aceea totul mi s-a luminat și te-am văzut doar pe tine, tu cum erai altădat. Strada te puse deodată, timpul stătea încremenit, tu te îndreptai înspre mine, nu știu cum ai răsărit. Clipele de altă dată, repede au revenit, și amintirile toate deodată au revenit. Toate deodată au năvălit. Mereu de-atunci la fereastră bentița o tot aștept.